Pare că sunt probleme și cu circulația trenurilor din cauza vremii și o să vă arătăm imediat, iată, vedem, tabela plecări și sosiri exact. În timp real. Imagini din Gara de Nord, 330 de minute întârziere, un tren care ar fi trebuit să ajungă la București de la Arad, apoi la ora 8:06 a fost afișat o întârziere de 360 de minute a unui tren care trebuia să ajungă la București de la Budapesta, iar apoi de la ora 8 încoace, 35, 20, 20, 25 de minute întârzieri ale trenurilor dinspre Pitești, Buzău, Bacău, Galați, chiar și de la aeroportul Henri Coandă, și de la Brașov, 20 de minute întârziere, un tren care trebuia să ajungă de la Brașov la București, în Gara de Nord. Și văd la plecare, Andrei, și un tren către Constanța, care ar fi trebuit să plece către Constanța și acolo e prevăzută o întârziere, în orice caz la sosirile. Trebuia să plece la 6:04, exact. Dar este același tren 1922 care venea de la Arad și care la sosiri avea, iată, deja 330 explică, da, de minute întârziere.